Why you wanna let me go? Nah, nah, now. Are you saying that to change your mind? For love or pity? Yeah. Stepping in the spot like she own it. Looking like the world is your runway. She can set it off like a gunplay. Oh my. Yeah. Talk of the city with that body. Always getting praised like it's Sunday. She said, baby, what you gonna do about it? No one else can see us. So
let her stand the side away. Dragii mei, bine ați revenit la un nou vlog. Dăm drumul unui vlog nou. Astăzi este duminică. Este cam ora prânzului. Eu sunt aici cu Ursulețul și Bebelina. Al meu a intrat să cumpere niște sandwich-uri și noi suntem aici în parcare, îl așteptăm. Ursul e cu ochii și urechile în patru pentru că nu știe unde a dispărut tati. Am ieșit și noi la plimbare, este destul de friguț afară, dar Bebelina e bine, e înfofolit acolo, o protejează căruțul. Atâta tot că aici la lac bate vântul, dar noi ne-am plimbat pe margine unde nu bătea vântul așa tare. Și încet, încet, după ce vine al meu, mergem și noi către casă. Așa că da, am dat drumul la un nou vlog. O să vedem pe câte zile o să îl lungesc, cel mai probabil astăzi și mâine. Dar, da, vă pupăcim tare și o să ne auzim mai încolo. I'm somewhere in the middle, try to find myself again. But life is one big riddle, all the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong, I know it's good if I'm wrong. I got it, I gotta go, 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 running into better times. Go, 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 from my emotions I'll go, 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 running into better times. To better times, to better times. To better times, to better times. To better times, to better times, to better times. Remember I was laughing in all the photos that you took, but now it looks like acting, like we were fiction in a book. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong, I know it's good if I'm wrong. I got it, I gotta go, 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 run. Am zis să continui acest vlog, mi-am făcut și eu aici o cafea. Este ora 1, abia acum am reușit să o fac. Ursulețul e pe canapea. Doar ce am venit și noi de afară, de jumătate de oră. Ții, mama. Am fost afară cu ei, ne-am plimbat cam vreo oră. Bubulina doarme. A dormit, după ce a venit am pus-o la piept și a adormit. Îi priește tare bine aerul și tot timpul după ce venim de afară doarme. Nu am mai vorbit cu voi ieri. Am filmat, am vorbit cred că ultima dată cu voi din parcare. Am filmat pe acolo pe la lac. Ne-am plimbat cam 3 ore. Și eu nu mai puteam de picioare, atât de tare mă dureau picioarele, abia așteptam să ajung acasă, dacă nu am mai făcut de mult timp atâta efort. Am mers, dar n-am mai mers de mult timp atât. Mi-a prins și mie foarte bine, Bebelina a dormit în continuu, am petrecut și noi timp împreună. Ursulețul era la fel de obosit ca și mine și el, pentru că am fost toți patru. Dar da, nu am mai făcut absolut nimic ieri, am venit acasă și eu m-am pus la un serial, am stat cu Bebelina până al meu și-a făcut și el treburile.
Apoi am stat toți împreună. Astăzi, fiind luni, am, cum v-am zis de dimineață, am ieșit cu ei afară, vreau să fac de mâncare, am deschețat niște pui și niște cărnițe de porc, încă nu știu ce vreau să fac, dar cred că o să fac o ciorbiță de porc, am și broccoli, vreau să bag și broccoli prin ea, cartofi, morcovi, țelină, pur și simplu așa o ciorbă. Și am deschețat și niște pui, nu știu ce o să fac cu el, văd eu până la urmă. Și aș vrea să mai fac și niște gogoși. Eu am mai făcut rețeta de gogoși pe vlog. O să o caut și eu să văd, că nu mai țin minte exact ce trebuie să pun în aluat. Dar dacă sunteți curioși, oricum, cred că o să vă mai spun încă o dată și în caz că le mai fac, doar o să vă dau linkul către vlog. Și da, cam atât. Până doarme bubulina mea, nu a dormit de mult, cred că de 15 minute, cam așa, că a păpat până am schimbat-o, până ne-am iubit, apoi am pus-o în ușor aici și a dormit. Îmi beau și eu cafeaua și cred că prima dată, până mi se dezgheață carnea, o să frământ întâi pentru gogoși ca să crească. Iar apoi o să fac ciorbica și cu puiul am zis, nu știu ce o să fac, dar văd eu până la urmă. Da, o să vă iau cu mine, bineînțeles, gătim împreună, continuăm acest vlog și vedem noi ce mai facem pe parcurs. Cum am zis, întâi o să mă apuc să frământ aluatul, iar apoi mă pun să fac mâncarea, o să fac ciorbița și din pui încă nu m-am decis ce o să fac. Dar să vă spun întâi ingredientele. Aveți nevoie de 350 de grame de făină, un ou întreg, un gălbenuș, 150 de ml de lapte călduț, 40 de grame de unt topit, 15 grame drojdii, 15 grame zahăr, un praf de sare și un pliculeț de zahăr vanilat. O să scot și eu toate ingredientele și mă pun să frământ aluatul. I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. I'll be your light. Ooh, be your light. Ooh, I'll be your light. Ooh, if it gets too dark. Până crește aluatul meu, am scos aici legumele, o să călesc ceapă, morcov, țelină și o să le călesc împreună cu cărnița de porc, iar apoi la sfârșit o să adaug broccoli și cartofii. Puiul o să-l bag în air fryer, am acolo niște aripioare. O să-l bag cu această conopidă, pur și simplu așa în air fryer o să le fac, le condimentez și le bag acolo. Și cam atât. O să mă pun să curăț legumele și să pun ciorbița la foc. It's not a lie. I will
if it gets too dark, I'll be your light. Gata și ciorbica, am pus-o la fiert, între timp am scos conopida, până la urmă o să o fac în cuptor pentru că e prea mare și conopida și n-o să încapă în air fryer și am dezghețat cam mult pui, așa că o să o bag la cuptor. Iar pe conopidă am pus doar sare, piper și tot așa usturoi granulat. Am pus puiul în mijloc și pe margine am pus conopida. Apoi am bătut două ouă pe care le-am amestecat cu cașcaval și am pus doar deasupra conopidei. Pentru că bebelina mea se aude pe fundal. Pentru că mie îmi place și conopida pane, așa că are un gust foarte bun oul combinat cu conopidă, să zic așa. Scuzați-mi cacofonia. Apoi am trecut la gogoș, am întins aluatul și pur și simplu le-am pus la prăjit și la sfârșit le-am presărat cu zahăr pudră. Baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. If I want, let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty
gata, dragii mei, am terminat și eu mâncarea, am terminat și ciorbița și gogoașile, mi-am pus și eu ciorbiță la răcit să mănânc. Conopida și puiul doar acum le-am băgat în cuptor pentru că e aproximativ ora 5 și vreau să fie calde pe când ajunge al meu de la muncă. Bubulina mea încă doarme, dar cel mai probabil o să se trezească curând. Și da, cam atât. Eu o să închei acest vlog aici. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Sper din suflet că v-a plăcut și acest vlog. Noi o să ne revedem în vlogul următor. În descriere găsiți Instagramul meu dacă vreți să vedeți mai multe pozici cu noi. Vă pupățim tare, tare, aveți grijă de voi și, cum am zis, ne revedem în vlogul următor. Mulți pupici!